Povestiri din Bărăgan, amintiri din Siberia românească, titlul unui film, istorisirea unei drame. O dramă petrecută în primul deceniu al comunismului. Oameni smulși pe nepregătite din casele lor, înghesuiți în vagoane de vite, duși la sute de kilometri depărtare, aruncați în câmp, obligați să-și încropească acolo o nouă viață, din nimic, din mai nimic, să-și sape bordee pentru a se adăposti în primele momente, să-și facă apoi case din chirpici, în sfârșit să se descurce. O dramă cumplită. Meritul filmului, marele merit al filmului, constă în simplitate și autenticitate. Autorii intervin foarte discret și îi lasă să vorbească pe protagoniști. Și aceștia își povestesc cu simplitate, cu naturalețe, viața de atunci. Lucruri teribile, aproape de necrezut. De ce s-au întâmplat toate astea? Peste 40.000 de oameni deportați din Banat, pentru simplu fapt că aparțineau unor anumite categorii sociale, țărani mai înstăriți, intelectuali, pentru faptul că se aflau aproape de frontiera iugoslavă, pur și simplu deplasați sute și sute de kilometri și obligați să trăiască în condiții groaznice timp de ani de zile. Și este cu atât mai interesant filmul și cu atât mai gravă povestirea, cu cât cei care istorisesc erau atunci copii sau adolescenți. Și priveau cu ochii lor, fără să înțeleagă sau abia înțelegând ceea ce de fapt nici noi nu putem înțelege astăzi prea bine. De ce s-au petrecut toate astea? Comunismul a vrut să schimbe lumea bătându-și joc de oameni. Până la urmă n-a reușit decât să-și bată joc de oameni. Un film necesar, un film cât se poate de util pentru oricine dorește să pătrundă ceva mai adânc, să înțeleagă mai bine logica perversă a sistemului comunist. Și un film adresat mai ales tinerei generații, adresat elevilor, studenților, celor care n-au cunoscut direct comunismul și pot astfel să cunoască câte ceva din ce a însemnat comunismul, dacă nu direct, cel puțin prin mărturia directă a unor oameni care l-au cunoscut, cum se spune, pe pielea lor.